Ales că azi e zi de sărbătoare la Poliția Română. De aproape 200 de ani se sărbătorește Poliția Română. După cum știți, chiar de bună vestire, oamenii în uniformă sărbătoresc. Am adus oaspeți și o altă latură a Poliției Române. Comisar șef Daniel Radu este director la Direcția pentru Protecția Animalelor din Inspectoratul General al Poliției Române. Bună dimineața! Dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și Alexandra Neacșu, care a venit cu colegul ei de muncă, este normal, ea poate suna acasă să spună că doarme un coleg pe la ei. Adică ea chiar are voie, alți polițiști mai greu. Bună dimineața! Bună dimineața! O să ajungem imediat și la minunăția asta de cățel. Evident, nu o să asculte nimeni nimic, Alexandra. Toți oamenii se vor uita la cățel și o să zic că ce drăguț e Dani. Bună dimineața! Bună dimineața! Știu că în ultimii ani pe toate grupurile de iubitori de animale se cerea treaba asta. Mai multă putere în mâinile poliției, mai multă putere când e vorba de animale, nu neapărat de oameni. E adevărat că sunteți tot mai puternici? Într-adevăr, devenim tot mai puternici și pe acest palier. Poliția Română este o instituție care ține pasul cu tendințele societății și cu tendințele în materie infracțională. Motiv pentru care a fost înființată această structură cu competențe de protecție a animalelor. Deci pot suna la poliție dacă văd un cal aruncat într-un șanț, bătut sau ținut în condiții ciudate de un vecin, de exemplu. Cu siguranță și chiar vă încurajez și pe dumneavoastră și pe telespectatori să apeleze cu încredere la poliție, să sune la numărul de urgență 112 pentru situațiile urgente. Iar pentru situațiile non-urgente, să ne contacteze pe celelalte căi avute la dispoziție, inclusiv prin mediile online. Ok, am văzut că răspundeți destul. Acum, întrebarea este, la un moment dat se și întâmplă ceva cu oamenii care fac rău animalelor? Da, cu siguranță. Scopul primordial a fost, într-adevăr, salvarea animalelor din situațiile de pericol în care se află, dar, pe de altă parte, și luarea măsurilor legale față de cei care le-au adus în stările respective. Astfel că există măsuri sancționatorii pentru faptele considerate mai puțin grave, considerate de legiuitor, dar și sancțiuni penale pentru cei care comit fapte de o gravitate mai mare. Noi ne-am obișnuit cu serialele reality din America, unde ați văzut când găsește cineva un cățel care este subnutrit, cetățeanul care îl crește, între ghilimele, este pus la pământ, încătușat. Adică mi se pare că e mai rău tratat decât un traficant de droguri și îmi doresc să ajungem acolo. Cred că mai avem de lucru până acolo. La mulți ani! Vreau să vorbesc și cu Alexandra. Mulțumim! Înainte îmi permit să vă spun și eu la mulți ani că ați împlinit și dumneavoastră 13 ani anul acesta și din partea noastră a Poliției Române ne dorim să bem cafea împreună în fiecare dimineață. Ce să, mai bine că nu e cană de vin. M-am liniștit. Mulțumesc! Mulțumesc! Și doresc să transmit la mulți ani tuturor polițiștilor din Poliția Română, să mulțumesc familiilor acestora pentru sprijinul pe care îl acordă și ni-l acordă și să rog telespectatorii să apeleze cu încredere la poliție în continuare pentru ca împreună să facem o echipă care să izbândească. Mulțumim și noi pentru un an atât de ciudat pe care l-ați cam dus în spate, mai ales pe unele paliere. Și acum să revenim la Alexandra, bineînțeles. El este? Abel. Abel. Rasa lui, eu văd că e ciobănesc, dar are o culoare, n-am prea văzut culoarea asta, este un... Ciobănesc german lupiu. Lupiu? Da. E foarte interesant, memelu, să-mi arăți, te rog, lăbuțele, pentru că el pare că nu s-a spălat pe lăbuțe, dar asta este culoarea lui. E foarte tare. E adult? Da, a împlinit pe 8 martie vârsta de 4 ani. Care e meseria lui? Este un câine specializat pe patrulare intervenție. Ok. Da, îl folosim la descinderi, meciuri, suport la secțiile de poliție. Ok. Deci el e practic cu intimidare. El, când îl vede răufăcătorul, bănuiesc că... Exact. Cu tine se mai ceartă, dar cu Abel cum se ceartă? De cât timp sunteți colegi? Suntem colegi de când avea vârsta de 3 luni și jumătate. A, deci e adevărat că trebuie să fii de la început cu el ca să... Da, da. Ok. L-ai învățat și tu să facă mâncare, de exemplu, sau... Mâncare nu știe să facă, dar pe ce trebuie să facă se descurcă foarte bine. Ok. Are o jucărie preferată? Da. Descrie-mi-o. Este o minge. Mingea. Da. Bănuiesc că nebunește când da. Vede mingea. Da. Bun. Are acces la diverse mâncăruri sau e doar pe bobițe? Doar pe bobițe. Am înțeles. Dar așa nu mai poți să scapi de pe masă ceva, nu? Mai scăpăm. Mai scăpăm, am înțeles. Deci e un câine cu minte care merită lucruri. Care este exercițiul lui preferat când vă antrenați? Paza, care okay. Este bazată pe mușcătură.
fiind un câine bazat, specializat pe agresivitate. Ok, Abel, nu am întrebat asta. Îl și... ai de mine, are o gură. Păi, ce să vă zic, la mulți ani și ai voie să le ia acasă? Întreb și eu. Da, în concediu. Ai voie să le iei în concediu acasă? Da. Ce tare, dacă n-ai cu cine să-l lași, mie să nu mi-l lași. Nu, cu siguranță. Asta vreau să zic, că n-aș vrea să ne antrenăm pe mușcătură tocmai în concediu. Mai are și alți colegi, 4 peți, sunt mulți? Eu nu știu câți da, sunt. Da, în cadrul serviciului avem 25 de câini. Aoleu. Da. Deci dacă aveam euro din ăla de adevăratele, cred că toți ar fi fost la treabă. Da. Bun, să vedem ce nu ieși cu euro ăsta. Mulțumim că ați venit. Mulțumim pentru invitație. Semnalizează dreapta, după cum ați văzut, cu limba, pentru că în dreapta, undeva în spate, da, este Florin, care și el este cu un lucrător al poliției mai puțin obișnuit. Bună dimineața! Bună dimineața, din nou am ajuns afară, bună dimineața și la mulți ani, vă zicem, cu comisar șef Aurel Georgescu stau de vorbă, divizia antitero cu roboți. Bună dimineața și mulțumim pentru invitație. Da, suntem detașamentul pirotehnic din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Ca și misiuni prioritare ale structurilor pirotehnice care sunt și la nivel teritorial, avem identificarea dispozitivelor explozive și executarea controlelor tehnice pentru neutralizarea acestor dispozitive explozive. Misiunile la care am participat au fost... Nu mă atacă asta, nu? Nu, nu aveți niciun risc, okay, nici din partea robotului, nici din partea obiectului, okay, pe care vrea să-l preia din fața noastră. Mi-a zis că divizia dumneavoastră e cu un an mai mare decât mine, ați faceți 35 de ani. Așa este, pe 1 mai o să împlinim 35 de ani de existență a structurilor pirotehnice. Ca misiuni, în ultima perioadă, după cum știți, în 2019, în primele 6 luni, am asigurat președinția Consiliului Uniunii Europene, la care am avut un număr de 1573 de misiuni extrem de dificile. După cum știți, în acea perioadă a fost și vizita istorică a Papei în România, care s-a desfășurat în 4 locații simultan, după cum știți, București, Șumuleu, Alba și Iași. O misiune foarte grea. Mi-l dă mie asta? Bineînțeles, vă rugăm să-l prindeți cu grijă. Acum colegul meu poate elibera. Ok. Eu îl iau, să știți, mi l-ați dat, îl iau în platou. Să nu vă fie frică, nu okay. Este nimic. Nu vă speriați, nu este un dispozitiv exploziv improvizat, este doar un cadou din partea polițiștilor din cadrul detașamentului pirotehnic. Avem și cadou, am de unde să-mi beau cafea în fiecare dimineață. N-am mâini, puberul, că ți-aș arăta tot. Putem să intrăm și un pic acolo să vedem de unde se operează? Bineînțeles, puteți vedea. Mașina este dotată cu orice este nevoie pentru a putea face față oricărei intervenții. În primul rând este prioritară viața polițistului, de aceea avem și acest robot de intervenție pirotehnică telecomandat de la distanță. El poate fi operat de la peste 500 de metri distanță, astfel încât să nu pună în pericol viața nimănui. Deci nu trimitem întâi omul, trimitem întâi robotul să vedem ce se află dacă găsim un pachet suspect. Deci cam asta este protocolul. Câte misiuni are domnul? Păi la toate misiunile la care am participat noi, participă și el. Aha. Unde suntem și noi, tehnica trebuie să fie lângă noi pentru a ne proteja. Deci de data asta tehnologia lucrează în favoarea noastră și sperăm să o fac. Mi-a zis că e originar din Canada, Gagiu. Da, așa este. Toată tehnica de pe mașină este făcută în Canada. Putem să vedem interiorul cu toată tehnica de care noi dispunem și care spunem noi că nu ne trădează niciodată. Eu vă urez la cât mai multe misiuni reușite și la cât mai multe misiuni în care să nu avem nevoie să folosim așa ceva pe bune. Însă, dacă se întâmplă, vedeți foarte bine, suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Vă mai zic încă o dată la mulți ani, să ne vedem sănătoși și mulțumim pentru anul ăsta greu în care ați avut grijă de noi. Vă mulțumesc și eu și doresc pe această cale să transmit la mulți ani tuturor polițiștilor care sunt în activitate, dar să nu uităm nici pe cei care sunt în rezervă. Și le zicem la mulți ani și poliștilor tehnologici, nu? Bineînțeles, la mulți ani tuturor! La mulți ani tuturor, mulțumim că ne-ați prezentat câteva din metodele prin care știm că suntem apărați, de la câini până la roboți în 2021. Răzvan, Dani?